În somnul său, marcat poate și de evenimentele din timpul zilei, printre alte vise i-a apărut și puiul de sticlete, care era înconjurat de o aură strălucitoare, zbura în fața sa zicându-i: Nelule, dorm liniștit, eu am fost trimis doar să verific bunătatea sufletului tău. Părinții mei vor avea grijă de mine și totul o să fie bine. Sunt scriitorul Ioan Bradin Alba Iulia și vă aștept joi 10 mai la ora 18 la Casa de Cultură a Sindicatelor din Cetate, la Sala Mică, unde va avea loc lansarea acestei cărți pe care am scris-o și a încă două, respectiv cu cărțile pe față și prolog și epilog. Vă aștept cu drag și sper să fie o seară plăcută pentru fiecare.